Ministerul Sănătății a emis un ordin de creștere a prețurilor la medicamente, aceasta fiind o consecință a deprecierii valutei naționale în raport cu euro și dolarul american. Prin urmare, prețul medicamentelor s-a mărit cu 5%. Cetățenii cred că majorarea prețului la medicamente are un impact negativ asupra populației. În cadrul unui sondaj realizat de Accent TV, respondenții se arată total dezamăgiți de acțiunile guvernului. Nu-i ferește. Lumea așa e bolnavă și săracă și încă să mai scumpească. Unde te cum să mai scumpească? Este sfârșitul lumii, îi spune. Pentru oameni simpli, e foarte rău și e foarte greu. E dacă cei de sus ar gândi cum trăiește lumea asta de rând, poate s-ar schimba ceva. Dar aici e departe. E tare departe de lumea muritoare. Oamenii suspuși nu se gândesc la lucrurile astea. Dar dacă se gândesc, se gândesc superficial. Foarte rău. Medicamentele orice om trebuie să fie lecuit. Dar la lecuirea asta din ziua de azi e greu. Foarte greu, foarte greu. De, trebuie să pleci peste hotară. Ca să nu să culeafa de aici, nu faci nimic absolut. Sunt oameni care se joacă în bani. Dar vă spunem 80% sărași lichiți pământul. Ce credem? Noi în puterea noastră să schimbăm ceva sau să spunem ceva? Oricum, acceptăm așa cum este. Altă variantă, cred că nu este. Cred că ar fi cazul să schimbă cu totul altceva, nu cursul. Deprecierea leului moldovenesc în raport cu valutele internaționale aduce prejudicii importante cetățenilor. Acest fenomen provoacă scumpiri la majoritatea produselor și serviciilor și scade puterea de cumpărare a oamenilor. Cel mai mult au de suferit cetățenii cu venituri mici, pensionarii și invalizii care trăiesc din indemnizații. Euro, dacă se ridică, nu înseamnă că și trebuie să scumpească și alimentația și medicamentele, cu atât mai mult, că mulți oameni le procură. În genere, lipsesc foarte multe medicamente efective lipsesc în țară, deci nu sunt licențiate. Și a doilea moment, că după prețul pe care medicamentul cel efectiv, după prețul propriu zis, nu permite să acoperi perioada de tratament. Nu e bine, prețurile trebuie să rămâi la nivelul care sunt. Nu trebuie să influențeze euro și dolari. Credem că lumea de-am să, cum să vă spun, și-a luat atât nedejde pe tot loc. Ia că și frigul a dat mai devreme și nu știu, să iei medicamente, ori să te încălzești. La cine să ne rugăm? La cel de sus, așa la sus, e sport puteți, dar ești de jos, nu se uită nimeni la... Chiar dacă strigă și în stradă și eu zic și în față. Mente vin de sus și mă duc să le cumpăr din aptecă. Și trebuie cum o parale, dar filatul a luat toate parale și nu dă la rod pensia ca lumea. Și că cum? Chestia tare grea în ziua de azi. Documentul semnat de ministrul USAT îi se bazează pe o hotărâre a guvernului potrivit căreia prețul de la producător, care este aprobat în lei, poate fi modificat atunci când cursul de schimb se modifică cu mai mult de 5% și această schimbare se menține cel puțin o lună.